marți, 22 august, în sala Palatului Republicii Populare Române, a avut loc adunarea festivă închinată celei de-a 17 aniversări a eliberării României de sub jugul fascist. Primiți cu îndelungi aplauze și urale, conducătorii partidului și statului au luat loc în prezidiu. Adunarea a fost deschisă de tovarășul Florian Dănălache, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. În ovațiile asistenței a luat cuvântul tovarășul Gheorghe Gheorghiu Deș, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Tovarăși, sărbătorim astăzi a 17-a aniversare a eliberării patriei noastre de sub jug fascist. Cu cât trec anii și înaintăm mai mult pe drumul luminos al socialismului, cu atât mai puternic apare însemnătatea acestui măreț eveniment în schimbarea destinilor poporului nostru, a întregului curs al istoriei României. În cuvântarea sa, tovarășul Gheorghe Udej a înfățișat realizările de seamă obținute de poporul nostru în construcția socialistă, vorbind apoi despre vizita delegației române de partid și de stat în Uniunea Sovietică. Apărarea păcii, problemă centrală a zilelor noastre, a ocupat un loc de seamă în cuvântare. În încheiere, tovarășul Gheorghe Udej a spus: dragi tovarăși, făcând bilanțul muncii și luptei sale din cei 17 ani de viață liberă, poporul nostru privește cu încredere și optimism viitorul. Însuflețiți de victoriile obținute sub conducerea partidului, muncitorii, țăranii, oamenii de cultură din țara noastră sunt hotărâți să-și înzecească eforturile pentru desăvârșirea construcției mărețului edificiu al socialismului, pentru a păși pe culmi și mai înalte de progres și bunăstare, pentru a obține noi și strălucite succese în munca lor închinată cauzei nobile a socialismului și păcii. Sfârșit, asistența a ovaționat îndelung pentru eroicul nostru popor muncitor, constructor al socialismului, pentru inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre în opera de construire a socialismului, Partidul Muncitoresc Român, pentru lagărul unit și puternic al socialismului, pentru pace în lumea întreagă. Cu prilejul aniversării eliberării României, la Monumentul Eroilor Patriei au fost depuse coroane de flori în amintirea eroilor căzuți în lupta împotriva fascismului pentru libertatea și independența patriei noastre. La solemnitate au luat parte conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, militari ai forțelor noastre armate, oameni ai muncii. O solemnitate asemănătoare a avut loc la Monumentul Eroilor Sovietici, unde au fost depuse coroane în memoria ostașilor sovietici căzuți în lupta împotriva fascismului, în lupta pentru eliberarea României. La cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul României în lupta împotriva fascismului au fost depuse de asemenea coroane de flori.